Mesaj e despre arbuz. Ascultă. Când arbuzoaica a scos capul din floare, torcatul fratele ei coborâse de acum pe pământ. Avea 3 zile. Pe umerii lui a căzut tot greul familiei. Arbuzoaica era mică de tot. Nu știa măcar când trebuie să doarmă. Încurca ziua cu noaptea. Torcatul a învățat-o care ziua și care noaptea. Dar pentru asta trebuia să o legine seara și să o trezească dimineața. Îi povestea cât în lună și în stele și încetul cu încetul arbuzoaica prindea la minte. Bade, de unde m-a luat curpenul? Te-a cumpărat. La ce m-a cumpărat mititică, bade? Putea să mă aștepte să mă cumpere mare. Tărgatul nu știa cum să-i astupe gura și căuta nod în papură. Mai bine spune-mi de ce ești plină de țărnă. M-am jucat în pământ, bade. La asta știu că te duce capul. Ia numără. 1. Mai departe. Dacă eu numai până la 1 știu. Nu degeaba ai capul în gureț. Ești cea mai proastă din toată arbuzăria. O mustra tărcatul. Arbuzoica se acoperea cu o frunză și tăcea chitic până n-o chemau la mâncare. După masă, tărcatul o lua din scurt. Cum trebuie să-i zici curbenului? Maite! Tărcatul se negrea de ciudă și o făcea uitucă și lacumă. Când s-au făcut mari, tărcatul se tolănea în toată seara cu burta în sus și asculta concertul broaștilor din lacul de lângă arbuzărie. Odată, arbuzoaica îl chionti. Bade! Cine a asemănat păpușoi pe cer? Acelea stele. Dar stelele au spic. Au? De ce să nu aibă? Bade, dar de ce cântă broaștele? Să crească harbușii. Nu mă amăgi, bade. Într-o zi a apărut o colibă în arbuzărie. Arbuzoaica l-a tras de limbă pe tărcatul. De ce are colibă o gură așa de mare? Să vadă toată arbuzăria. He, bade, ești și tu prost. Cine vede cu gura? Lasă-mă în pace. A bădogănit arbuzul și s-a întors pe cea parte. Noaptea, tărcatul a auzit pași, dar nu s-a priceput ce și cum. Dimineața a dat să-și trezească surioara. Și a înmărmurit. Lângă el era numai locul arbuzoacei și codița ei. A știu că și ție îți plac arbuzii. Oare nu știi unde o fi dispărut arbuzoaica aceea? De afla? Să-mi spui și mie.